Astăzi o să vorbim despre un subiect pe care unii îl consideră banal, însă este unul extrem de important, inclusiv la examenul auto, pentru că dacă pleci de pe loc prost, adică plecarea se face prost, ai toate șansele să ai un examen nereușit. Domnul Klamnik, cum începem să plecăm? Până dimineața, în primul rând, trebuie să punem accent, așa cum bine dumneavoastră a spus, pe chestiunea asta legată de plecare, pentru că de obicei așa este. Cum plecăm, cam așa și mergem. Chiar între instructori așa mai avem câte o glumiță în asta, dacă pot să-i spun, ne uităm după cel care, elevul care pleacă și dacă a făcut primii 20-30 de metri, bine, ce gata, examenul s-a descurcat dacă a plecat de pe aia. Bineînțeles, este o glumă, însă totuși nu este o glumă sau nu trebuie să tratăm ca pe o glumă plecarea de pe loc, pentru că, deși lucrurile pe care le face orice conducător auto ajung până la urmă să fie banale, pentru cei care dau examenul, deci pentru candidații care vor să obțină permisul de conducere, nu e chiar o banalitate. Deși cu ei repetăm de foarte multe ori plecările, pentru că vă dați seama, de fiecare dată când începe ora, plus că în timpul orei mai facem și astfel de recapitulări, din cauza emoțiilor, din cauza, stresului, din motive, vari motive, pot să mai rateze cu ghilimele de rigoare plecările. Uită să dea drumul la frâna de mână, ceea ce este un lucru important, o să amintim imediat care este ordinea și cum se fac corect. Fie pleacă cu treapta a treia în loc de treapta a întâi, fie uită să bage în viteză, accelerează foarte tare și mașina nu pleacă. Și mașina nu pleacă și atunci el zice, oare de ce nu pleacă mașina? S-a stricat mașina, de ce? Deci sunt cauze care pot să apară. Fie eliberează prea brusc pedala de ambreiaj și atunci vă dați seama, mașina se zdruncină sau se oprește motorul foarte repede. Adică sunt diferite situații cu care ne confruntăm, cu care se confruntă candidații și, bineînțeles, plecând de la început cu aceste emoții, deci cu aceste stări, clar că acel examen nu se va mai putea, desfășura în condiții optime. Sfatul meu și recomandarea mea și până la urmă nu este doar a mea în sensul că așa am crezut eu sau așa spun eu că trebuie făcut, bineînțeles, conform algoritmului de plecare de pe loc, ar fi următorul și pașii aceștia ar trebui cel puțin la început să îi gândim, pentru că majoritatea candidaților vor să-i facă automat, așa cum văd la cei care au permis de conducere, care nu mai stau să se gândească, prea mult și ei pleacă. În primul rând, deci înainte, deci după ce și-a făcut partea de verificare, deci acel soc, cum zicem, deci reglarea scaunului, reglarea oglinzilor și punerea centurii de siguranță, să scoată autovehiculul din viteză, deci să calce ambreiajul și să aducă schimbătorul de viteză în punctul mort. De ce? Poate că în situația aceea în care pornește cu cheia și uită să calce ambreiajul, fiind în punctul mort, motorul nu pățește nimic, mașina nu pățește nimic și este în regulă. Dar să le spunem, mașina trebuie să fie lăsată cu frâna de mână trasă? În principiu, el când se suie la volan, ar trebui să aibă mașina într-o treaptă inferioară de viteză, pentru că așa spune legea referitor la mașinile staționate, de cele cu motorul oprit. Să aibă o treaptă inferioară de viteză, 1, 2 sau marșalierul și frâna de mână să fie trasă. Și atunci, chiar dacă eliberăm, deci în momentul când am călcat ambreiajul și eliberăm schimbătorul de viteză, adică transmisia, frâna de mână ține mașina pe loc, chiar dacă acolo ar putea să existe pantă, rampă sau o mică de înclinare a drumului. Deci după ce a scos din viteză, având în vedere că are frâna de mână trasă, nu trebuie să aibă emoții, deci mașina nu va pleca. Duce cheia pe poziția contact. În opinia mea, acolo să aștepte câteva secunde. Acum știu că sunt diferite discuții aici, că dacă trebuie, dacă nu trebuie așteptat. Părerea mea și nu numai a mea, pentru că de obicei când spun ceva, mă documentez ca să știu dacă e bine sau nu ce vorbesc, ar fi bine să lase acel spațiu, adică acele secunde până când martorii aceia galben care se aprind în bord se sting singuri. Pentru că în clipele respective, în secundele respective, computerul de bord își face niște calcule. El zice cât are temperatura motorului și mai departe, deci lucruri pe care trebuie să le lăsăm computerul de bord să le facă. Și numai bine poate se și liniștește elevul în secundele alea, știți? Adică parcă eu zic că mai trec așa din emoții puțin. Și iarăși un sfat pe care l-aș recomanda cu căldură, în momentul în care învârte cheia să pornească, deci duce cheia pe poziția de mareu ca să pornească, să aibă ambreiajul apăsat. Știm cu toții că există mașini, în special astea moderne, la care dacă nu apăsăm ambreiajul, nu pornesc. Nu pleacă. Sigur că da. Ne învățăm să facem chestia asta și atunci, bineînțeles, că reflexul acesta odată format, eu zic, este foarte, foarte util. Și cam cât timp trebuie să țină? În principiu, aici depinde foarte mult de mașina pe care o are la dispoziție. Sunt cele vechi care ați văzut, pornesc un picuț mai greu, dar sunt și astea de generație
mai nouă, care pornesc la sfert, cum zicem. Da, deci nu există un standard. Nu există un standard. El, în principiu, se obișnuiește cu mașina în timpul efectuării orelor practice și atunci vă dați seama că poate, zic eu, destul de ușor să realizez acel timp. Acum, și dacă, Doamne ferește, ratează prima plecare, pentru că sunt situații, dă cheia, poate că mașina nu s-a comportat exact cum s-a comportat ea de-a lungul timpului, nu e nicio problemă. Poate să revină cu cheia, poate iară să ducă cheia pe contact și să facă pornirea, situație în care examinatorul nu îl penalizează pentru că nu are niciun motiv. Deci nu este vina elevului că acea mașină nu a pornit sau nu a pornit motorul. Iarăși un motiv, într-adevăr, de stres, un motiv de panică dacă nu este învățat să facă o astfel de chestiune. După pornirea motorului, majoritatea stau cu ambreiajul apăsat, tot așa, temându-se să nu îi moară motorul, că nu știu ce. Nu! Odată ce am scos din viteză, trebuie să ne obișnuim cu acest lucru, și anume cu faptul că după ce am pornit motorul, putem să venim cu ambreiajul sus în poziția lui maximă, nu este niciun fel de problemă. Adică eliberat complet, pentru că nu există motive să se oprească motorul. Iar apoi, momentul plecării de pe loc trebuie făcut cu prudență, trebuie făcut cu grijă. Chiar așa este, mai glumeam noi la început, dar până la urmă am spus că vorbim serios, cam cum plecăm, cam așa va merge și examenul. Și atunci, în momentul acela trebuie tratat cu maximă atenție. În ce sens? Deci trebuie introdus schimbătorul în treapta întâi, bineînțeles, se pleacă de pe loc. Apăsat ambreiajul. Până la maxim, introdus schimbătorul în treapta întâi și înainte de a le libera, acum într-adevăr că nu toți procedează la fel, dar părerea mea este mai bine să calce puțin pedala de accelerație. Și aici apar probleme, în sensul că din cauza emoțiilor, din cauza faptului că mai tremură piciorul și așa mai departe, unii apasă foarte tare pedala de accelerație, bineînțeles motorul intră într-o turație excesivă și bineînțeles că iarăși elevul îi face rău, pentru că el se sperie singur, zice, bă, dar de ce a plecat motorul așa? Și de obicei, în loc să elibereze pedala de accelerație, apasă mai tare pe ea. Am sesizat aceste greșeli, am mai discutat și cu colegii, deci sunt greșeli pe care le fac destul de mulți în examen sau în momentul când dă examenul. Așa cum a spus la început, deși nouă se par banale și ni s-ar părea chiar ridicole, adică cei cu experiență, cum să calce la accelerație, cum să nu-și dea seama că a călcat accelerația. Din cauza emoțiilor se întâmplă și dacă ne aducem puțin aminte cum eram și noi când am dat examenul, probabil așa am făcut și noi. Probabil că realizăm că totuși este sau se poate întâmpla astfel de chestii fără niciun fel de problemă. Deci o apăsare ușoară a pedalei de accelerație și apoi eliberarea treptată a ambreiajului, dar nu până în poziția lui maximă, deci până în poziția de sus, ci până la o... Aici iarăși intervine diferența între multe mașini. Cum simți mașina, nu? Exact, deci până la o anumită înălțime de la care mașina pleacă. Asta iarăși diferă foarte mult de la mașină la mașină. Este un lucru știut, de obicei la mașinile pe motorină, acea eliberare se face la o poziție destul de joasă a pedalei de ambreiaj, la cele pe benzină ceva mai sus. Acum, într-adevăr, la toate cele de școală se cam ridică, să zicem, această poziție, pentru că ambreiajul este destul de uzat, el este foarte, foarte solicitat și, de obicei, pedala ajunge un pic mai sus decât, să zicem, la mașinile personale, unde știm să lucrăm cu ele și este cu totul și cu totul altceva. Deci, o eliberare ușoară. Ăsta, de fapt, este momentul în care, dacă el pleacă bine, cam scapă puțin și de emoții. După care mașina pleacă, se ridică sigur, de tot. Sigur, după care se poate elibera de tot, dar tot ușor, iarăși unii greșesc aici, în sensul că după ce au simțit că mașina pleacă, eliberează brusc ambreiajul. Nu! Piciorul trebuie să vină tot lejer, liniștit, spre poziția maximă a ambreiajului, tocmai pentru a nu-i cauza acele bruscări, acele trepidații care se mai întâmplă în unele mașini. Aici chiar putem să adăugăm sau putem să spunem că examinatorul poate să penalizeze o astfel de plecare. Deci o plecare cu turație excesivă, o plecare cu vibrații sau cu trepidații poate să o penalizeze. De obicei cu 3 puncte, dar ar fi bine să încercăm să nu le luăm ca să plecăm cât mai cu și bineînțeles să nu uităm semnalizarea când plecăm. Bineînțeles, care nu ține neapărat de pornirea motorului. Semnalizarea și eliberarea frânei de mână, sigur că da. Deci în momentul când am introdus schimbătorul în treapta întâi, da? Imediat urmează semnalizarea, asigurarea ceea ce este iarăși foarte important, adică eu am o vorbă, nu există semnalizare fără asigurare. Semnalizăm pentru că vrem să schimbăm direcția de mers. Nu contează că e plecare de pe loc și atunci asigurarea trebuie să fie acolo lângă, imediat sau odată cu semnalizarea, nu este niciun fel de problemă. Și bineînțeles să nu uităm să eliberăm maneta frânei de mână. Sunt și autovehicule deja, s-au introdus pe școală autovehicule care au frâna aceea electronică și de la care se ridică acea clapețică. Da.
Ok, deci este în funcție de ceea ce învață. Dar pe marea majoritate a mașinilor există maneta de frână. Și asta e după ce s-a băgat în dreapta întâi și s-a semnalizat să dea drumul și la frâna de mână, să nu uite. Adică, de fapt, este bună o privire pe bord, o privire de ansamblu și să nu existe niciun martor roșu. Știm cu toții, frâna de mână are acel martor roșu rotund. În momentul în care este în funcțiune, acel martor este roșu, deci este înroșit pe bord. Și probabil toți cei care au făcut câteva ore practice știu că nu este voie să pornim și nici să circulăm cu niciun martor de culoare roșie aprins pe bord. Deci nu este voie. Referitor la frâna de mână, o întrebare pe care am primit-o des, la semafor, când se oprește mașina? Se oprește și se trage frâna de mână sau nu? E, asta este o întrebare foarte, foarte bună. Din practica lucrurilor, vorbim acum din două perspective, a celor care au permis și a candidaților, a elevilor care doresc să obțină permisul de conducere. Deci noi cei care avem un picuț de experiență, atunci când la un semafor există un pic de denivelare, deci pantă, rampă, de obicei tragem frâna de mână și așteptăm, bineînțeles, să se facă culoarea verde. În ceea ce privește modul în care învățăm pe oameni, noi cam sfătuim să stea cu piciorul pe frână, să nu tragă frâna de mână. Nu este obligatoriu, deci trebuie să înțelegem că nu ne va penaliza polițistul, examinator, dacă nu tragem frâna de mână, pentru că frânei de mână se mai spune frână de ajutor sau frână de staționare, iar o mașină este considerată staționată atunci când motorul este oprit. De obicei, în intersecții nu oprim motorul. Corect. Și atunci nu este obligatorie folosirea frânei de mână. Într-adevăr, noi majoritatea o folosim pentru că este o puțină așa forțat să stăm tot cu piciorul pe frână, nu știu câte secunde acolo, nu este bine pentru frână și de aia eliberăm pedala de frână, adică frâna de serviciu și tragem frâna de mână. Asta doar în cazul în care este pantă sau așa. În pantă sau în rampă? Eu, pe loc drept nu. Eu pe loc sugerez pe loc drept și chiar eu insist. Știu că sunt instructori care învață pe elevi, indiferent că este rampă, că este pantă, că este loc drept, să țină piciorul pe frână, eu îi sfătuiesc să verifice acel teren. Adică în ce sens să-l verifice? După ce a oprit mașina, să ridice piciorul de pe frână. Și în momentul în care constată că mașina nu se deplasează nici în față, nici în spate, înseamnă că locul este drept și, în opinia mea, nu mai este nevoie să-și stea totuși cu piciorul pe frână toate secundele acelea cât durează semaforul pe roșu. Știu, am spus, sunt colegi care învață să țină piciorul pe frână. Nu știu dacă este greșit, nu scrie niciunde. A, deci nu scrie niciunde. Nu scrie niciunde că este greșit, dar eu îi sfătuiesc să nu stea cu piciorul pe frână. Adică mie mi se pare o comandă suplimentară care nu își are rostul. Deci din moment ce mașina stă singurică, iar dacă am scos din viteză și nu se deplasează involuntar față sau spate, nu este nevoie nici de folosirea pedalei de frână. Dar referitor sau revenind la întrebarea dumneavoastră, eu din practica lucrurilor știu că pe elevi îi cam învățăm cu piciorul, deci cu frâna de serviciu, deci cu pedala de frână. Nu îi mai învățăm să tragă frâna de mână pentru că de obicei uită. Și uită, rămâne acolo. Rămâne trasă, pleacă cu ea, nu știe de ce nu pleacă mașina și atunci pot să apară probleme. De ce? În momentul în care pleacă din intersecții, da, stresul este ceva mai mare decât să zicem la o plecare de pe un loc când începe examenul. Plecând în intersecție, acolo trebuie să asigure, trebuie să fie foarte atent și la ce fac ceilalți și atunci probabil frâna de mână ar putea să fie un element care să-l încurce puțin. De aceea pedala de frână este cea care o folosim în cadrul orelor sau atunci când facem examenul.